Gata, suntem online. Bună ziua, dragilor! Bine ne revedem la un nou interviu, chiar dacă nu ne-am mai văzut de ceva timp pe partea aceasta de interviuri. Revin în forță, alături de mine am pe Petra Iorga, terapeut de cuplu și familie, nu? Și de constelații familiale și de sistemică, dar o să ne povestească mai multe Petra despre ea. Scopul pentru care am ales să ne vedem astăzi este acela de a diseca, dacă pot spune așa un pic, ce este cu partea aceasta de constelații familiale, mai ales că în ultimii 2 ani sunt foarte multe persoane care abordează sau încearcă sau își doresc să abordeze această tehnică. Unii din latura de terapeuți care folosesc constelații familiale, alții din poziția de pacienți, de clienți, de da, cei care vor să-și vindece poate anumite rând din partea aceasta de constelații. Cei care sunteți acum alături de noi, puteți să ne puneți întrebări și dacă sunt pe tematică, cu drag vom căuta să răspundem la ele. Cei care ne urmăresc în reluare n-au decât să vină cu întrebări poate ulterior și vom căuta să răspundem. Bine ai venit, Petra, bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, Alexandra, și mă bucur că putem pe această cale să deschidem câmpul constelațiilor familiale pentru evenimentul pe care urmează să-l susținem în acest... Urma să spun, da. Da? Așa încât mă bucur că sunt aici. Și noi ne bucurăm și uite, prima mea întrebare de obicei este cine este Petra Iorga în cazul de față? Ce ne poți spune despre tine? Pentru că știu că sunt persoane care te cunosc, dar pentru comunitatea Alexa Event, pentru că e prima oară când interacționăm, dă-ne mai multe informații. Păi știi cum e? Am mai multe roluri în viață. Mi-a venit să zic în viața asta, dar în viață, da? În asta. Rolurile cele mai bine trăite, ca să zic așa, e rolul pe care l-am de femeie, apoi rolul de iubită, de mamă, de terapeut, mai nou de moderator al unui podcast, adică am mai multe roluri în zona asta. Pentru cei care se uită la noi, a se vedea și ordinea în care am pus rolurile, pentru că, ca să intrăm așa în tema constelațiilor, în momentul în care rolurile nu sunt manifestate într-o anumită ordine, se produce dezechilibru. Și atunci, cumva, constelațiile vin din zona asta de a, ca metodă terapeutică, de a pune lucrurile în ordine. Așa spunem noi. Rolul constelațiilor familiale este acela prin care se face ordine în viața cuiva, în sistemul familial din care provine sau în oricare alt sistem din care face parte. Important este ca omul respectiv să fie el în ordine cu el însuși. Și ulterior, totul se reașează și se repoziționează. Și uite, din experiența ta, pentru că știu că faci și tabere și tot felul de evenimente și în țară și acum, într-adevăr, ne dorim și am programat în weekend, avem și eveniment online pentru cei care poate nu reușesc să ajungă în sală și nu reușesc să, nu știu, poate mulți sunt din afară, chiar când... Nu sunt din afară, într-adevăr, oameni cu care deja lucrez și care mi-au spus la un moment dat de ce nu ții constelații online. Uite că a venit momentul să ținem și constelații online. Deci este o ocazie și chiar cei din afară când a venit pandemia și ulterior, începând din nou evenimentele și în sală, ne rugau, vă rugăm, nu renunțați la cele online pentru că nouă ne este aproape imposibil să ajungem în țară și este o oportunitate, într-adevăr, să putem să stăm în confortul casei noastre și să lucrăm cu noi. Spune-mi, te rog, Petra, dacă ar fi să dăm o definiție, așa, ai zis tu ceva de partea aceasta de a face ordine în constelațiile familiale, practic să înțeleg că aici ar fi definiția în care duce, organizează rolurile și ordinea lor în familie, constelațiile. De fapt, constelațiile familiale, să vorbim un pic și cine le-a adus în fața noastră, pentru că te rog. Ar să dăm cezarului ceea cezarului. Bill Hellinger este psihoterapeutul care a adus în fața noastră această metodă. Și tocmai datorită unor legi pe care el le-a numit legile iubirii, constelațiile familiale își fac treaba, adică ajută la punerea în ordine a omului în propriul lui sistem din care s-a născut și ulterior în toate sistemele în care va intra. Adică, legile astea pe care Bert Hellinger le-a adus în fața noastră se numesc legile iubirii și dacă noi reușim să le observăm în viața noastră cum se manifestă ele, vom vedea locul în care trăim, dacă suntem în echilibru sau în dezechilibru, vom vedea dacă
simțim că aparținem sau nu aparținem, dacă suntem conectați sau nu suntem conectați sau cât de conectați suntem cu rădăcinile noastre, putem să identificăm o grămadă de aspecte. Și atunci o să vorbesc un pic despre cele trei legi ale iubirii pe care le-a adus în fața noastră. Asta pentru a vedea fiecare om, pornind de la informația adusă, locul în care se află acum. Da, uite, dacă poți să-și dea seama, chiar e ideal. Da. Și prima lege spune așa. Fiecare om care se naște într-un sistem familial are dreptul să aparțină. Ce înseamnă asta că are dreptul să aparțină? Adică eu m-am născut, de exemplu, și mă dau pe mine exemplu, dar eu m-am născut în familia Iorga. E dreptul meu să aparțin acestei familii și cumva asta mă face pe mine să mă simt conectată la rădăcinile mele, pentru că știu că în spatele meu există un întreg arbore care a făcut ca viața să ajungă la mine. Corect. Și cumva, dacă mie mi se ia acest drept, adică dacă eu voi fi exclusă pentru că am, de exemplu, un anumit comportament, pentru că nu sunt la fel ca toți ceilalți, da? Apare excluderea. De exemplu, așa întâlnita oaia neagră, despre care vorbim tot timpul, da? Oaia neagră, de fapt, este acea parte din sistem care vine să repoziționeze lucrurile, să așeze lucrurile. De ce? Pentru că prin însăși comportamentul ei, prima dată ea vine să destabilizeze, dar de fapt ea vine să facă ordine în sistem în tocmai prin a-și arăta prin propria manifestare faptul că și ea aparține sistemului. Și de fapt dezechilibru apare exact atunci când cuiva din sistem i s-a luat acest drept de aparține. Adică a fost exclus, a fost respins, a fost uitat, nimeni nu vrea să se mai uite la el. De ce? Pentru că a avut un comportament care nu s-a încadrat, ca să zicem așa, în sistemul din în care... Standardele sistemului, în standardele sistemului, în regulile sistemului, în tiparele comportamentale, în loialitățile pe care cum se spunea odată și cred că se mai spune, ne faci familia de râs, nu? Exact, ne faci familia de râs. Și atunci, dacă ne faci familia de râs, te excludem, nu vrem să te vedem, te dezmoștenim. Ei, dezmoștenirea asta, de fapt, înseamnă mi s-a luat dreptul de a aparține sistemului din care eu fac parte. Și atunci, în momentul în care mie mi se ia dreptul, voi face orice ca să mi se dea din nou dreptul, ca cineva din sistem să vină cu iubire să se uite la mine și să spună și tu aparții sistemului. Și când vorbim de aparținere, de fapt, mai profund spus, vorbim și despre, de exemplu, acei copii care nu s-au născut, sarcini pierdute, copii morți, și ei aparțin sistemului și atunci e nevoie să ne uităm la ei cu iubire și să le dăm și lor dreptul de a aparține sistemului din care facem parte. Da? După care, o a doua lege spune așa. În fiecare sistem e nevoie să se mențină ordinea. Ce înseamnă ordine? Cel mai mare este primul și apoi ulterior fiecare e nevoie să-și mențină locul lui de drept în funcție de apariția în sistem. În momentul în care ordinea este, să zicem, inversată, întortocheată, se produce încurcătură sistemică. Ce înseamnă ordine? Înseamnă că bărbatul este primul, femeia vine după. Cei doi. Uite, de numerologie, 1 și 2. 1 da, este principiul masculin, 2 este... 2 emoție, da? Până și constelațiile ne spun numerologie. Da, de fapt, toate științele astea converg și ajung la același înțeles, da? Adică corect. Totul este pătruns și întrepătruns în universul ăsta și atunci bărbatul, cum ai zis tu, e 1, femeia e 2, care ei ce fac? Își creează stabilitate. 3. Dându-se împreună 3, prima formă de stabilitate. Exact. Și cum se creează chipurile stabilitatea? Când apare, de exemplu, și un copil, dar poate duce și la destabilitate. De ce? Pentru că atunci când intrăm într-o relație de cuplu, intru eu, femeia care sunt, alături de bărbatul care vine către mine și intrăm, de fapt, cu toate dinamicile, cu tot ceea ce înseamnă neamul care se manifestă prin noi. Adică cine sunt eu ca femeie e despre întreaga linie de femei care sunt în spatele meu. Cine sunt eu ca femeie în relația de cuplu cu bărbatul de lângă mine e despre cine a fost și mama, cine a fost și bunica, cine au fost toate celelalte femei în relațiile lor de cuplu cu bărbații de lângă ei. Și imaginează-ți că, de exemplu, ce am remarcat exact cum am postat și ieri și am văzut că ai dat mai departe mesajul,
rolul de femeie, dacă nu este manifestat în ordinea apariției în sistem, pentru că atunci când intrăm într-o relație de cuplu, ulterior devenim soții și apoi devenim mame. Sunt trei roluri, toate apărute într-o anumită ordine. Da? Și de obicei, tema cu care noi avem de lucru la nivel de umanitate, ca să zic așa, la nivel de manifestare a modului în care noi ne trăim viața, e și despre manifestarea acestor roluri în ordinea apariției lor. Pentru că în momentul în care de cele mai multe ori femeile devin mame, se manifestă mai mult din rolul de mamă și atunci rolul de femeie este cumva, în ghilimele, exclus, dat la o parte. Da? Dar recunoaștem și eu sunt de câțiva ani mamă. Îl trăim, îl vedem, da? Dar e nevoie să onorăm acest aspect. Ce înseamnă să onorăm? Adică să ne uităm de unde vine tiparul ăsta. Pentru că poate vine de la bunica, care bunica a rămas văduvă pentru că bunica a fost plecată în război și atunci știi că există vorba aia, a fost nevoită să fie și mamă și tată, adică a fost nevoită să se manifeste atât în energie masculină cât în energie feminină. Deci, practic, să compenseze lipsa cuiva. Deși a fost greu de dus pentru ea, a fost copleșitor de dus, dar cu toate astea, viața a mers mai departe, a reușit să supraviețuiască. Dar nu e neapărat nevoie ca și eu, care sunt nepoata ei, să trăiesc la fel. Și doar pot să mă întorc către povestea bunicii, să onorez ceea ce a trăit ea și cu iubire să mă uit la povestea ei, dar eu să aleg în tocmai pentru că este potrivit pentru mine să trăiesc viața mea, adică pot să aleg să manifest rolul de femeie pe care poate bunica nu l-a manifestat pentru că nu a avut când și cum. Pentru că a fost ocupată cu rolul de mamă foarte mult, da? Mm-hmm. Și atunci cumva toată loialitatea asta pe care noi o avem față de sistemul din care provenim poate fi transformată, ca să zic așa, și adaptată conform momentului în care trăim acum. Nu e neapărat nevoie să ducem mai departe toate poveștile, secretele, poverile pe care le-au trăit strămoșii noștri, ci pur și simplu e de ajuns doar să le onorăm, să ne uităm la ele cu iubire și să le dăm locul lor de drept în sistemul nostru, dar noi să putem, întocmai pentru că viața a ajuns la noi, să onorăm povestea lor și să mergem mai departe trăind viața noastră. Există anumite exerciții de onorare, mă gândesc, sau pentru că așa, în teorie, o să zic că lumea pare simplu și întâlnesc, uite, în 10 ani de când lucrez și cu oamenii și pe partea de dezvoltare personală, sunt foarte mulți care se împiedică de chestia asta. Ok, am înțeles cât de cât partea de teorie, dar nu-mi iese partea practică sau pare simplu, dar totuși nu se schimbă mare lucru. Ce se întâmplă? Ce ai văzut tu? Că ai și o experiență pe direcția aceasta. Asta fac constelațiile. Vin să pună lucrurile în ordine și prin frazele vindecătoare, așa se numesc frazele pe care le folosim atunci, când se deschide câmpul de lucru. Ce înseamnă câmpul de lucru? Înseamnă acel ceva cu care omul sau pe care omul îl deține, adică fiecare dintre noi avem un câmp informativ, da? Cu el lucrăm. Eu când deschid o constelație familială pentru cineva, plecând de la intenția pe care omul respectiv o lansează, deschide un câmp informațional. Eu n-am de unde să știu nici cât timp durează constelația, nici cu ce elemente mă întâlnesc în constelația lui. Pentru că pur și simplu informația respectivă este în el. Da? El vine practic, adică cum spunem noi, eu vin cu mine și cu toate ale mele. Care toate ale mele? Cu bagajul. Da? Bagajul meu. Care bagaj al meu? Bagaj pe care l-am primit de la strămoșii mei. Dar care se manifestă prin mine? Și atunci ceva din mine mă va face să mă duc într-un loc. Da? Și ca să ne întoarcem la ordine, dacă nu menținem această ordine, așa, de manifestare a rolurilor, se produce încurcătură sistemică. Cea mai interesantă încurcătură sistemică este cea în care copilul ia locul părintelui și devine părintele părintelui. O, da. Da. Și asta cumva duce la o mare încurcătură în sistem și practic acest tipar de manifestare se duce mai departe din loialitate și pur și simplu de multe ori nici măcar nu ne dăm seama, conștient vorbind, că ne manifestăm din acest loc. Adică eu sunt mama mamei mele, care sunt nevoită să am grijă de ea, care vreau să o salvez pentru că trece printr-o boală sau ceva și e firesc să-mi doresc asta, pentru că e o chestiune din iubire fac asta, nu e din altă zonă. Da? Și atunci cumva când se schimbă rolurile între noi,
toată dinamica dintre noi se schimbă. Deși eu simt că e foarte copleșitor de dus acest bagaj pe care l-am luat, îl duc totuși mai departe. Dintr-o mare iubire față de părintele de lângă mine. Dar asta înseamnă că, de fapt, producându-se dezordine, se încalcă și a treia lege. Și a treia lege spune așa: părinții oferă, copiii primesc. E un echilibru între a da și a primi care are nevoie să fie trăit. Adică cel mai mare oferă celui mai mic. Adică viața vine de la părinte către copil. Și atunci copilul nu are cum să dea înapoi părintelui. Copilul dă mai departe ceea ce a primit de la părinți atunci când va deveni adult, în relația de cuplu sau în relația cu propriul lui copii. Adică pur și simplu lanțul ăsta e nevoie să aibă o curgere. Da? Apropo de asta, îmi vine în minte de-a lungul timpului foarte multe persoane care, păi e copil, el să vină la mine, sau cum adică, de ce să se supere pe mine, de ce să fac eu, părintele spunând, sau adultul în general, de ce să fac eu primul pas, că doar trebuie să mă respecte, doar eu l-am făcut și restul frazelor pe că... Totuși, ce s-a întâmplat pe parcursul timpului? Pentru că mă gândesc că aceste legi le-au existat dinainte, chiar dacă nu au fost conștientizate și puse în forma aceasta, adică cred că ele sunt de când e lumea și așa au funcționat. Da. Ce crezi că s-a întâmplat pe parcurs de s-au răsucit și s-au inversat? S-au răsucit din zona în care omul, atunci când s-a întâlnit cu un context, a fost nevoit să supraviețuiască, să meargă mai departe. Și atunci cumva a mers mai departe, dar nu a mers mai departe întreg. A mers mai departe disociat. A mers mai departe dintr-o zonă de traumă care l-a făcut să ducă viața mai departe, dar asta nu neapărat din manifestarea lui ca întreg. Pentru că ce trăim și acum, de exemplu, locul din care ne manifestăm de cele mai multe ori vine din zona de supraviețuire, din zona de disociere, nu vine din zona conștientă de manifestarea întregului din nou, din noi. Da? Și atunci, în momentul în care are loc o traumă, ce se întâmplă de fapt? Se produce o scindare. Supraviețuirea, partea emoțională și fiecare dintre noi își găsește pârghii de a merge mai departe. Și atunci, dacă ne uităm acum la nivel de umanitate, sunt foarte mulți oameni care sunt în zona asta de supraviețuire. Da? Și cumva constelațiile vin să arate și acest aspect, că e nevoie de mai mult, că există și altceva, sufletul, acel ceva care știe dintotdeauna adevărul, acel ceva la care e nevoie să te uiți. Altfel rămânem doar în zona de luptă, fugă sau blocaj, din care mergem mai departe fără să ne dăm seama că suntem în locul ăsta și pur și simplu ajungem să ne și identificăm cu acest. Și asta ajungem să dăm mai departe și astfel se lungește, se propagă, să zicem, partea de programe. Și... Da, și mai ales știi că există vorba aceea în popor, păcatele părinților cad în capul copiilor. În ghilimele, păcatele sunt aceste lucruri rămase nerezolvate, nevăzute, neonorate, neacceptate, cărora nu li s-a dat dreptul să aparțină, lucruri nepuse în ordine, dar nu venim din zona de judecată. Bunicul atât a știut să facă și eu acum sunt superior lui, uite că mă duc la constelații și asta fac. Nu e despre asta, ci e despre faptul că acum avem o grămadă de instrumente prin care putem să punem lucrurile în ordine. Și asta facem cu constelațiile familiale. Ne uităm la un trecut care a ajuns în prezent, se manifestă și care creează și un viitor. Dar dacă eu perpetuiez un trecut și îl aduc în prezent și îl rulez de fiecare dată... Viitorul va fi un alt fel de trecut. Adică același trecut, aceeași mărie cu altă pălărie, cum se spune. Da, și există și denumirea povestea merge mai departe. Povestea care a plecat de la bunica, boala care a plecat de la străbunica devine și boala mea. De ce? Pentru că există acest lanț de loialitate care se menține. Și atunci cumva există o vorbă în constelații. Pentru a trăi povestea noastră e nevoie să devenim neloiali părinților noștri. Dar neloialitatea nu e despre a-mi exclude părinții. Sau a nu iubi, pentru că s-a făcut asocierea asta foarte mult. Dacă eu nu sunt acolo, nu devin un părinte pentru părintele meu, e ca și cum nu l-aș iubi. Nu e despre asta. Eu e nevoie să mențin rolul meu de fiică sau fiu al părinților mei și asta pentru că asta e legea firii. Părintele oferă, copilul primește. Ce a oferit părintele? Viața. Și e de ajuns.
Dacă ajung să pun pe o foaie 100 de motive de judecată față de părintele meu, ajung să creez un conflict interior, să creez conflictul interior pe care l-am eu, să-l dau mai departe părintelui meu. Mă separ de el, mă dezic de el, îl judec, îl critic, mă poziționez superior față de el și atunci ajung în punctul în care, de fapt, mă lupt cu viața. Pentru că viața a pornit de la părinții mei. Wow! Da, uite, foarte important de punctat ideea aceasta. Deci în momentul în care, practic, începem să judecăm părinții noștri, e ca și cum am judeca însuși viața noastră, am putea spune? Da, da, da. Și, de fapt, știi ce facem? Uite, din punct de vedere spiritual, ce judecăm? Judecăm divinitatea. Exact, exact. Că, de fapt, judecăm Creatorul. Divinitatea că ne-a dat părinții pe care ni-a dat. Uh-huh. Atunci, o întrebare potrivită pentru fiecare dintre noi este: atunci când fac asta, din ce loc interior o fac? De fapt, care e nevoia mea? Ce aștept eu să primesc? De ce să mă duc către părintele meu, către mama sau către tata și să-i spun că nu mi-a dat ce? Ok, dacă fac asta, asta mă duce într-o zonă, prima dată mă duce într-o zonă de copil care judecă părinții, dar mai există un aspect. Mă poziționez față de el dintr-o energie de luptă, de confruntare. De a mă uita la el și a nu într-o vrea vibrație să... joasă până la urmă. Da, da, da. Și dacă mă uit la el și nu vreau să-l văd, e ca și cum mă uit la mine și nu vreau să mă văd. Pentru că ce pleacă de la părinți e și în mine. Și corect. Atunci dacă eu spun, nu vreau să-l văd pe tata, neg acea parte din mine care are legătură cu tata, neg acea parte din mine care seamănă cu tata și cumva mă neg pe mine. Și cu cât mă neg mai mult pe mine sau părțile din mine care au legătură cu părinții mei, e ca și cum eu nu exist. Da, dar uite, vezi că foarte mulți nu se prind, pentru că chiar aici vreau să ajung, l-ai spus la început, la una din legi, că apartenența, de multe ori sunt copii care ei nu vor să aparțină unei familii, adică nu familia ajunge să zică, știi, nu mai vrem să faci parte din familia noastră, ci copilul zice, eu nu mai vreau să fac parte din familia aceasta. Ruperea, da. Mă gândesc că nu contează din ce parte vine, dar adică tot nu se respectă această lege până la urmă. În munca sistemică, noi ne uităm la copil ca la simptomul familiei. Uh-huh. Orice mesaj care pleacă de la copil sau orice manifestare a lui vine să ne arate ceva ce avem noi de văzut, ce avem de onorat, ce avem de acceptat, ce avem de integrat, ce avem de a-i se da dreptul de a aparține. Dacă copilul, de exemplu, spune, eu nu vreau să aparțin acestei familii, m-aș uita un pic la cine de fapt nu vrea să aparțină familiei. Sau poate cine nu vrea să fie în rolul de părinte. Sau poate la povestea copilului. Am înțeles. Practic, copilul oglindește poate părțile nerezolvate ale părinților, pentru că în multe contexte, vizibil, părinții își doresc foarte mult să discute sau să aibă o legătură și să creeze o relație cu acel copil. Dar la nivel subtil mă gândesc că există programul acesta de includere. Copilul în primii 7 ani de viață e conectat la câmpul mamei. Uh-huh. Ce spune el? El este prelungirea mamei. Ce spune? Spune tot ceea ce mama nu a spus sau manifestă tot ceea ce mama nu manifestă și el manifestă poate la un nivel mai înalt și atunci cumva m-aș uita la copilul până în 7 ani ca la acea oglindă în care e nevoie să mă văd pe mine. Uh-huh. Ce vrea să-mi spună copilul? Ce îmi transmite? Da? Da. Și atunci când ne poziționăm din zona asta în care fiecare informație ne aduce un mesaj, cumva e nevoie să vedem mesajul. Mesajul din spatele a ceea ce e. Pentru că lumea asta a constelațiilor familiale este atât de fascinantă, este o manifestare fenomenologică ceea ce se întâmplă atunci în constelații familiale când deschidem câmpul. Nu știm la ce să ne așteptăm, ce nu să apară. Urmează, nu știm ce apare, că poate să apară un secret, că poate să apară pierderea unei iubiri, că poate să apară o nedreptate, că poate să apară o boală care are legătură cu străbunica din al 7-lea neam și, de fapt, eu din loialitate față de străbunica respectivă duc mai departe această boală, dar nu e neapărat să trăiesc aceeași poveste. Pot să mă întorc să onorez povestea ei și să ajung la mine și să spun, eu aleg să trăiesc ceea ce simt că e potrivit pentru mine și fac asta întocmai pentru că viața a ajuns de la mine plecând de la tine și trecând prin întreagă linie de femei, da? Dar e fascinant ce se întâmplă în constelațiile familiale. De asta poți să pui în cuvinte și nu poți să pui în cuvinte nici stările pe care le simte un participant,
nici conștientizările care apar, nici modul în care constelațiile se deschid și informațiile apar dintr-un câmp subtil care se manifestă prin noi. Și atunci, subconștientul menține, nu menține, subconștientul ne arată tot ceea ce noi nu putem vedea cu mintea noastră rațională, critică, da, de etichetare, conștientizăm, separare, pur și simplu, da? Deci ne uităm la acel ceva care este în noi și care se manifestă prin noi, dar nu știm cum să-l apucăm, de unde să-l apucăm, ca să putem să... Vedem poate de multe ori doar efectul sau de ce nu, nu știu, să ajungem, nu ne înțelegem cu părinții, nu suntem fericiți sau... Adică vedem efectul, dar nu știm care este cauza. Da, și adică știm ipotetic, dar nu știm concret. Da, și atunci constelațiile se duc la identificarea cauzei. Uite, vreau, dar iartă-mă, vreau să mulțumesc pentru că, cu toate că este o oră cumva devreme pentru cei care sunt în activitățile de zi cu zi, vă mulțumesc că sunteți alături și vă invit să adresați întrebări pe tematică. Dacă îmi permiți, am aici chiar... ne spune o persoană care ne ascultă, Camelia. Discutam noi despre copii. Asta mi se întâmplă mie cu fiica mea și asta după ce am muncit 14 ani în Italia pentru a-i trimite bani să se trateze și nu știu cu ce am greșit. Era pe discuția de copilul nu vrea să discute cu părintele pe care o spusesem eu și a venit în completare că practic fiica ei probabil nu vrea să vorbească cu ea, cu toate că a susținut-o. Și dacă ai putea să o ajuți în direcția să înțeleagă cu ce a greșit. Păi, știi cum e? Acest cu ce am greșit vine din zona în care eu ca părinte mă judec că nu am făcut ceva suficient de îndeajuns pentru copilul meu. Dacă mă judec, pot să simt și vinovăție. Copilul poate simte revoltă, poate simte furie pe mamă, da? Și se creează așa o dinamică interesantă de manifestare. Furie, vinovăție, revoltă. Da. Dar m-aș uita un pic mai sus. M-aș uita la relația ei cu mama ei. În a vedea care e dinamica dintre ea și mama ei și la a se uita din punctul în care eu, din rolul de mamă, am o anumită dinamică cu fiica mea. Dar să mă uit eu, din rolul de fiică a mamei mele, la relația pe care o am cu ea și să văd, de fapt, ce mi-arată fiica mea mie prin modul prin care ea se comportă. Că poate mesajul pe care mi-l transmite fiica mea vine din zona în care, dragă mamă, am nevoie să fii aproape de mine. Oricât mi-ai da, nu ajunge la mine pentru că, de fapt, eu am nevoie de tine, de prezența ta. Să simt că aparțin ție, să mă conectez cu tine, să te simt lângă mine. Ăsta poate fi un mesaj. Da? La fel cum poate și ea a simțit nevoia de mama ei. Nu e un fapt ceea ce spun, dar poate fi, pentru că e mult de zis, nu cunosc cazul. Da, asta, da, doar așa, ca idee. Spun ce-mi vine acum, da, ca informație. Dar sunt multe aspecte la care e nevoie să ne uităm atunci când vorbim de o manifestare a unui copil în raport cu părintele sau a femeii în raport cu bărbatul, pentru că sunt dinamici care se manifestă dincolo de ceea ce e. Uite, ne spune, ea m-a învinovățit că nu am fost alături de ea atunci când ea a trecut prin boală. Ok, m-aș uita la legătura mamei cu, nu la legătură, la relația pe care o are mama cu boala, la cum vede ea. Pentru că de cele mai multe ori ne întâlnim atunci când copiii noștri trec printr-o boală, pentru o afecțiune, ne întâlnim cu frici de ale noastre. Ne întâlnim cu nu vreau să văd boala, nu vreau să văd că se manifestă această boală. Ce înseamnă asta? Excludere. E nevoie să accept că... E o perioadă prin care trece copilul și boala, să o văd, și să văd ce vrea să-mi arate boala respectivă. E un mesaj acolo. Cu siguranță. E drept că pentru un părinte, și știu că și tu ești mamă, cel mai înfricoșător este când apare ce? Ideea de boală. Parcă așa, când mai plânge, când nu ești lângă el, alea parcă mai trec. Dar când apare ideea de boală, într-adevăr, sunt foarte multe frici care ne năpădesc și poate... Din poziția asta că nu știi ce să faci, uneori poate chiar fugi. Spre exemplu, mă gândesc că Camelia poate a fost și nevoită să plece în afară să lucreze, să o ajute pentru partea de boală. Franța a avut motivele ei și da, cu siguranță. Noi avem motivele noastre atunci când facem alegeri, dar ideea este să înțelegem, nu din zona mentală, ci să înțelegem profund și să acceptăm că tot ceea ce facem într-un anumit moment sau context al vieții, facem din locul în care suntem atunci. Și e nevoie să acceptăm asta.
Pentru că, cu siguranță, dacă am fi știut mai mult, am fi făcut mai mult. Și atunci intervine partea asta de conflict eu cu mine, dacă știam mai de mult și dacă făceam oare diferit. Nu. Și apare vinovăția instant. Da, da, da. Și atunci e nevoie să fac pace cu mine, să fiu eu ok cu mine și să accept că ce am făcut atunci, am făcut din locul în care eram atunci și fac acum, fac din locul în care sunt acum și că cine sunt acum sunt suma tuturor aspectelor mele trecute și că ăsta sunt eu și că dacă aș fi știut să fac mai mult față de copii, aș fi făcut. Dar pare că am fost nevoit să fac asta și atunci am făcut ce am fost nevoit să fac. Mm-hmm. Uite, o altă întrebare oarecum. Ce putem face când avem o dificultate de sănătate? Sau reformulat, am putea spune, constelațiile ne ajută în direcția aceasta de sănătate dacă avem o boală? Adică chiar ne poate ajuta să ne vindecăm într-o boală? Întreb pe tine, eu știu răspunsul oarecum, dar pentru cei care ne ascultă. Constelațiile mi-arată cauza, sursa, mesajul din spatele a ceea ce e. De multe ori o boală vine să-mi transmită ceva. Poate să-mi arate o loialitate față de sistemul din care fac parte. Adică mă uit cu iubire la mamă, mă uit cu iubire la bunica care au diabet și din a le arăta că și eu aparțin familiei, voi trăi la fel, aceeași boală. Poate asta să apară mai degrabă la persoanele care nu au trăit apartenența? Da. Decât da. La cele care au simțit, adică uite, cele care s-au simțit că aparțin familiei, chiar dacă familia a avut anumite boli, să nu preia tocmai pentru că nu au simțit lipsa aparținerii, să zic așa. Iar cei, știi, adică să fie, există vreo concordanță între cele două idei? Există multe concordanțe în tot. Da, tot sunt în tot și toate și fiecare sunt în tot. E vorba aia, eu sunt copacul care mă privește atunci când eu privesc copacul. Ce înseamnă asta? Deci eu sunt copacul care mă privește, adică copacul e un întreg arbore, da? Eu, nu eu, fiecare dintre noi suntem conectați la copacul vieții, arborele vieții, da? Și atunci eu sunt parte din copac și copacul se manifestă prin mine. Sunt un întreg, da? Și atunci când, de exemplu, o creangă manifestă o boală, da? Ce vrea să-mi arate? E nevoie să mă uit la acea boală și să văd care e mesajul din spate. Oricineva din sistem a avut aceeași boală și eu sunt conectat la povestea lui de loialitate față de el, din iubire, adică față de el. Da? Ori pur și simplu boala mea vine să arate ceva celor care vin după mine. De exemplu, de multe ori am întâlnit situații în care cancerul a venit pe un fond de eu nu mă văd pe mine, eu renunț la mine, eu mă sacrific pe mine, eu îi salvez pe toți, dar am uitat să mă salvez pe mine. Și atunci, care e mesajul din spatele bolii? Trăiește viața ta, trăiește viața pentru care ai venit, uită-te la tine, vezi-te pe tine, acceptă-te pe tine. Adică cumva prin boală ajungi să te îngrijești pe tine pentru că ești nevoit. Și atunci vine boala, un simptom, o ceva din exterior care spune, hei, tu te vezi, tu te simți, tu te trăiești pe tine sau viața te trăiește pe tine și tu nu ești în viața ta, ești în oricare altă viață a oricărui alt cineva din exteriorul tău, dar nu în viața ta. Putem spune că boala este un reminder de a avea grijă de tine, de a te conecta cu tine însuți. De a te conecta cu tine și cu viața. Și cu viața, bineînțeles. Da? Mm-hmm. Pentru că de multe ori nu suntem conectați, dar suntem deconectați în același timp. E așa, un lanț care... Suntem robotizați mai degrabă decât conectați, aș putea să spun. Dacă îmi permit să mai citesc câteva idei. Apropo de ce discutam, spune cineva aici, stai așa că a fugit rândul că a scris. Așa, dacă am ajutat-o mereu pe mama și am spune că nu e mulțumită ca mamă, unde am greșit? Uite, apropo de ce spuneai tu, da? Ea aici cumva, Mariana, este părintele mamei ei, că dacă pune întrebarea aceasta, adică ea n-avea nimic de oferit cumva mamei, ci avea de primit, din ce am înțeles din acea de-a doua lege. Aici apare o altă dinamică. Uh-huh. Apare dinamica de relaționare dintre mama ei și mama mamei, adică bunica ei. Se întâmplă de cele mai multe ori ca acele nevoi care sunt neîmplinite din propria mea copilărie să-mi doresc să mi le împlinească copilul care vine după mine. Da?
Și atunci cumva eu pun o mare presiune pe copilul de lângă mine, căruia îi cer să-mi dea ceea ce eu nu am primit de la mama mea. Corect. Cumva se produce o dezordine a legii firii, dacă e să spunem așa, da? Adică cer copilului să-mi dea ce nu am primit. Ce nu mi-a dat mama sau tata, da? Și atunci e nevoie să văd de ce eu, copilul, fiul mamei mele, fiica mamei mele, am ajuns să trăiesc în punctul ăsta. Cum a trăit mama în raport cu relația ei? Adică de cele mai multe ori dinamicile astea relaționale pe care noi le trăim sunt mai multe. Adică ce înseamnă sunt mai multe? Sunt mai de mult manifestate și ajunse la mine. Se manifestă pur și simplu prin mine. Ok? Da, nu, s-a bruiat aici un pic, îmi cer iertare. Okay. Am vrut să văd o întrebare și am pornit din greșeală sunetul. Ok. Deci asta ziceam despre această doamnă, a se uita la relația mamei ei cu mama ei, adică bunica ei. Da? De fiecare dată când ne uităm la relație, e nevoie să ne ridicăm un pic deasupra relațiilor. Când mă uit la relația mea de cuplu, e nevoie să văd relațiile mamei mele, adică eu ca femeie, mă uit la relația mea de cuplu dintre mine și bărbatul de lângă mine. Cum se manifestă relația dintre noi doi? Păi odată se manifestă ca relația pe care eu am văzut-o la mama mea și la tatăl meu. Sau total opus față de ei. După aia vine bărbatul de lângă mine care la fel, ce a învățat el să fie, cum a învățat el să fie bărbat? De unde a învățat? De la tatălui, de la bunicului, de la întreaga linie de bărbați, da? Și vin două sisteme, de fapt. Neamul meu cu neamul lui, femeia din mine care înseamnă linia feminină, bărbatul din el care înseamnă linia masculină a bărbaților și atunci vin două lucruri care se pun împreună, dar care se manifestă de celelalte multe alte povești. Noi nu suntem doar noi în relația de cuplu. Venim cu tot neamul, ca să zic așa. Dar ideea este că nici aici nu este întâmplător că ne atragem, pentru că eu am observat de-a lungul timpului, inclusiv la mine, că există similitudini. Există, știi cum e, noi ne întâlnim pe vindecarea rănilor, nu ne întâlnim pe similitudinea abundenței, da? Și atunci, știi ce am remarcat și eu? Faptul că, într-adevăr, ne întâlnim eu vin dintr-o familie, de exemplu, conflictuală și întâlnesc bărbatul care vine dintr-o familie de pace, aparentă pace. Uh-huh. Dar e exact bine, am zis, aparent. Pentru că acolo e totul controlat, reprimat, băgat sub preș, urcat pe preș și bătut cu picioarele, da? Și atunci cumva vin două zone care practic au aceleași răni. Manifestate diferit. Doar că se manifestă diferit din mecanisme de protecție total diferite. Unul e în luptă, unul e în fugă. Unul se luptă cu ceea ce e, nu știe cum să facă să schimbe, iar celălalt fuge de ceea ce e. Nu vrea să se uite la ceea ce e, pentru că e în zona de negare. Da? Și atunci se întâlnesc două astfel de persoane care vin împreună să vindece niște lucruri împreună. Că știi cum e vorba aia, ne naștem în relații, ne iubim în relații, ne vindecăm în relații și creștem în relații și totul e în relații. Altfel n-am putea să evoluăm dacă n-am fi în relație cu cineva, pentru că n-am avea la ce să ne raportăm. Corect. Da? Și atunci, cumva, în momentul în care noi ne întâlnim, încep să se producă dinamicile sistemice, eu cu sistemul meu, tu cu sistemul tău. Și o altă chestie pe care am observat-o și pe care am trăit-o și eu la un moment dat, ne certăm în ghilimele de la neamuri. Maică-ta mi-a dat, nu mi-a dat, ai că tu a făcut ce n-a făcut, diverse. Da? Păi. De ce? Pentru că, de fapt, și ei fac parte din noi. Și se manifestă prin noi. Și da. Nevoie să ne uităm la asta, la cine sunt eu, fiica mamei mele, nepoata bunicii mele, cine am devenit eu ca femeie întocmai datorită a cine a fost mama, cine e bărbatul, cine sunt eu ca bărbat întocmai datorită a cine a fost tatăl meu, bunicul meu și întreaga linie de bărbați. Și cumva după ce identificăm cum suntem, ajungem să începem să observăm niște dinamici. Dar dacă noi nu ne dăm timp să ne uităm la noi, să ne observăm, toate dinamicile astea se manifestă dintr-un inconștient care merge copy-paste mai departe și doar se trăiește și se repetă.
Până apare boala, nu? Care să ne ajute să conștientizăm că trebuie rezolvat. Da. Super, îți mulțumesc, foarte multe informații utile, chiar, uite, Dora ne spune mulțumesc cu iubire, dragi suflete, chiar am avut o conștientizare, mi-a judecat tatăl pentru moartea mamei și a pornit vijelia în viața mea până acum un an. Atunci m-am așezat în genunchi și lacrimi în ochi, cerându-i iertare cu multă iubire și de atunci a intervenit pacea și liniștea înăuntrul meu. Da, este fascinant că atunci când simți momentul ăsta de a fi în pace cu părinții, simți cum totul se așează în jurul tău. Păi ești în pace cu viața și cu Dumnezeu, nu? Exact aici voiam să ajung. Să facem un exercițiu de imaginație. Îmi judec părinții. De fapt, ce fac? Îi judec pe cei care mi-au dat viață, dar viața de unde pleacă? Pleacă de la un plan mai de sus, de la planul superior, de la creator, de la sursă, da? Bun. Și atunci aici să spunem că sunt părinții, da? Deci, viața vine de la divinitate prin părinți în planul ăsta material, da? A ajuns la mine prin părinți. Cumva eu, dacă exclud, de fapt mă duc și mă raportez direct la divinitate dintr-o zonă de judecată. Dar în momentul în care eu judec pe cineva, eu mă poziționez superior față de acel ceva. Și devin mai mare decât el, așa spunem în constelații. Și atunci, dacă devin mai mare decât el, înseamnă că nu mai sunt pe locul meu de drept. Nu mai respect ordinea firească a lucrurilor. Putem spune că și bagajul devine mai mare, practic, că ți-a spus, dacă vrei să mai spus? Da, devine mai mare, pentru că m-aș uita la cine sunt eu și din ce loc interior judec tot ceea ce se întâmplă. Oare mă poziționez pe un rol de Dumnezeu față de acel cineva pe care îl judec? Pentru că dacă mă poziționez pe rolul ăsta, e total în dezechilibru față de mine și dizarmonie cu viața însăși. Și atunci e nevoie, când mă uit la tot planul ăsta, la viața pe care o trăiesc, la povestea pe care o trăiesc, să-mi dau seama că e nevoie să fac pace cu părinții. Ce înseamnă să fac pace cu părinții? Să îi aduc în inima mea total și complet. Să conștientizez că cine sunt eu sunt și datorită lor, că de cele mai multe ori sunt ca ei și că de multe ori când mă lupt să nu fiu ca ei, devin ca ei, întocmai ca să ajung în punctul în care să accept că sunt ca ei. Și de-abia din momentul în care eu accept că sunt ca ei, începe schimbarea. Până atunci, sunt tot timpul raportat la luptă, nu vreau să fiu ca ei, fugă, că ei sunt ca mine, dar culmea este că știi exact ca umbra care există în noi. Și noi spunem că suntem lumină și iubire. Dar umbra vine după noi și se manifestă. Cu cât fugim mai mult de ea, cu atât ea devine mai mare și își arată prezența. E nevoie să ne uităm la umbră, să ne îmbrățișăm cu ea, să o onorăm, să-i dăm locul de drept și să spunem, da, te văd, știu că ești aici. Hai să văd ce resurse mi-aduci și apoi pot să merg ușor, ușor către lumină. Dar n-am cum să manifest copilul din mine, dacă mă întorc la relația cu părinții, da? N-am cum să manifest fiul, fiica mamei mele și a tatălui meu, să mențin rolul dacă eu sunt judecătorul suprem al părinților mei. Nu am cum să fiu pe locul de fică sau fiu, pentru că devin, întocmai prin judecata pe care o am față de ei, poziționându-mă superior, devin părintele lor. Eu știu mai bine decât mama și decât tata ce e mai bine pentru ei. Nu știu. La fel cum se întâmplă, uite, o altă vorbă pe care o folosesc frecvent în evenimente, știi că, și poate ți s-a întâmplat și ție, copilul din tine are nevoie tot timpul să fie validat, să fie văzut, să fie apreciat de către părinte, chiar dacă este adult, da? Și îți obții 7 diplome de la o grămadă de cursuri. Și te duci, uite, am mai făcut o facultate, am mai făcut un curs, am mai făcut nu știu ce. Și te duci în fața părintelui, care, pentru tine, când vorbim de roluri, ea este mama sau el este tata și tu ești fiica lor. Dar tu te duci acolo de rolul de eu sunt deștept, cunoscător, am făcut așa. Și mama îți spune, ok, te felicit, dar pentru mine tot copilul meu ești. Sau fiica mea, da? Și te uiți și zici, cum mă, toată viața am trăit ca să pot să îmi fac cursuri și diverse, da? De fapt, ce îți spune părintele? Îți spune că pentru mine ești rolul pe care îl ai, de când mă știu. Da? Sau rămânem copiii părinților noștri până ei mor și după. Exact. M-aș uita un pic că după, dacă rămân tot în zona asta, e de lucru acolo, da? Dar există vorba asta. Există vorba asta, dar de fapt... știi ce se întâmplă cu noi atunci când ne pierdem ambii părinți? De-abia atunci ne dăm seama că e nevoie să ne asumăm rolul de adult
care este răspunzător de propriile lui alegeri și de viața lui. Adică, în ghilimele, atunci nu mai are pe cine să mai dea vina. Nu mai are pe zici tu, dar unii dau vina pe părinți și după ce pleacă părinții. Da, într-adevăr. Dar nu despre asta e vorba în constelații. În constelații ne uităm cu iubire la tot ceea ce e și trecând prin cele trei legi, aparținere, adică ai dat dreptul să aparțină, a te uita, a accepta, a onora, a te uita la ordine, la fiecare, cum a apărut, a te uita la echilibru între da și a primi. Toate astea, dacă ajungem să le trăim din noi, pentru mine, de exemplu, constelațiile au devenit un stil de viață, adică de fiecare dată când văd o dinamică pe care o trăiesc în raport cu copilul, cu iubitul meu, cu prieten, cu tot ceea ce e în jurul meu, mă uit ce vrea să-mi transmită. Hai să văd ce mai e de pus în ordine, ce nu e aici văzut, ce are nevoie să fie onorat, ce are nevoie să-i se dea dreptul să aparțină. Da? Apropo de stil de viață, că vine weekendul și avem în online constelații, de ce să participe oamenii? Pentru că poate o parte dintre ei se gândesc că dacă mă duc la constelații, dar nu sunt eu terapeut ca să știu despre constelații sau n-am nevoie, da? De ce să vină sâmbătă și duminică? Uite, poate sunt o parte care ne urmărește. De ce să vină la constelații familiale? Pentru a se uita la tabloul familiei din care fac parte, pentru a conștientiza unde sunt ei, pe locul cui sunt în viața lor, dacă sunt pe locul lor sau sunt pe locul mamei lor sau sunt pe locul tatălui lor sau sunt pe locul bunicii sau pe locul oricui altcuiva. Să vină pentru că a începe să lucrezi cu constelațiile e despre a începe să te uiți la acel ceva pe care poate până acum nu ai avut nici măcar deschiderea să te uiți, adică a te uita în suflet, că la suflet ne uităm. Da. Uh-huh. Și a te uita la tine dintr-o altă perspectivă. Dintr-o perspectivă în care tu ești fiica părinților tăi și nepoata bunicilor și faci parte dintr-un arbore, care arbore se manifestă prin tine de cele mai multe ori, care își pune amprenta pe tine, pe viața ta, pe relațiile pe care le ai. Să vii la constelații pentru că sunt convinsă că fiecare a observat că repetă niște tipare relaționale, că repetă niște povești, că parcă odată la ceva timp se întâmplă ceva, că parcă atunci când moare cineva se naște cineva, că parcă toate lucrurile astea au legătură. Da? Și atunci vino să vezi unde e legătura, care e cauza, unde ești tu în viața ta, și până la urmă să-ți îmbunătățești viața, că asta ne dorim prin toate cursurile, tehnicile pe care le abordăm, să ne îmbunătățim viața, să o experimentăm în toate stilurile vieții, toate direcțiile vieții și așa mai departe. Adică suntem aici să experimentăm, să vedem cum putem rezolva, cum putem evolua și așa mai departe. Uite, o informație pe care, de fapt, e o invitație. Doar dacă te uiți pe Facebook, o să-ți dai seama atunci când ai o anumită cunoaștere sau ești într-un anumit loc, când vorbim de constelații, poți să-ți dai seama când te uiți la niște fotografii, dacă cineva este la locul lui sau nu în sistemul lui. Sau în relația de copii. Da? Trebuie să vin la tine să te arăt fotografii. Da? Și atunci începi cu fotografiile de familie, de exemplu. Da? Să te uiți unde stătea mama lângă tata. Oare stătea pe locul ei de femeie sau stătea pe locul bărbatului? Ăsta e un aspect. Unde stau copiii? Că dacă un copil stă între cei doi părinți, ăsta e un lucru care spune ceva. Înseamnă că acel copil e când către mama, când către tata și nu e pe locul lui. Și sunt foarte multe informații pe care le putem rezolva venind la un eveniment de constelații familiale, pentru că pur și simplu ajungem să identificăm niște tipare care nu sunt la locul lor. Niște comportamente care ajung să se manifeste prin noi, care au fost de bun augur, ca să zic așa, în trecut, dar poate că nouă nu ne mai servesc. Asta vreau să spun. Le lăsăm deoparte. Asta vreau să spun, că lucrurile când se întâmplă, se întâmplă cu un scop și de cele mai multe ori este benefic, chiar dacă ulterior nu pare să fi fost benefic sau nu mai e benefic în prezent, dar el a avut scopul lui și rolul lui, adică nu e negativ. În orice, exact asta voiam să zic, în orice chestie aparent negativă, întunecată, există o resursă. Și atunci e nevoie să vedem resursa, dar ca să ajungem să luăm resursa, e nevoie să ne întoarcem, să onorăm ceea ce e aici. Da? Mm-hmm. Și doar atunci când onorăm, îi dăm locul de drept, putem să mergem
către partea cealaltă. Altfel, rămânem blocați în ceea ce e. Da, și repercursiunile cred că le poate vedea oricine în viața sa dacă se uită, da, unde nu îi iese sau unde nu e fericit, nu e împlinit, poate să-și dea seama că acolo există anumite blocaje sau anumite lucruri nerezolvate. Adică foarte simplu, nu trebuie să vină cineva din exterior să-ți spună unde ai de rezolvat ceva. Te poți uita tu singur în viața ta unde ți este greu, unde obții lucrurile cu greu, că sunt relații, că e pe sănătate, că e că relația cu copilul sau un profesional. Înseamnă că acolo sunt acele blocaje sau acele lucruri care necesită rezolvate. Eu așa zic că e cel mai simplu, nici nu trebuie să te duci să zică cineva unde am de rezolvat. Singur poți să afli. După aia începe lucrul. Prima dată doar observând, pentru că, de exemplu, uite, mi-a venit acum, sunt convinsă că cine o să vadă o să conștientizeze, pentru că mi-a venit corect. Din când. Corect. Adică, băi, cine are de auzit, aude, știi? Da? O femeie care este singură sau văduvă. De ce este singură sau văduvă? Să se uite la mama ei, să se uite la bunica ei, să se uite la o întreagă linie de femei și s-ar putea să observe că este singură, întocmai pentru că și mama ei a ales să rămână singură sau a fost nevoită să rămână singură, întocmai pentru că bunica a rămas singură și atunci lanțul ăsta de loialitate se repetă. Dar nu e necesar ca eu să rămân singură, pentru că bunica s-ar bucura să mă vadă poate cu un bărbat lângă mine. Să vadă că eu trăiesc viața diferit și să vadă că eu trăiesc viața mea. Și că aleg să fiu fericită, pentru că asta e viața mea. Că ea a trăit atunci, că așa a trăit atunci, că așa au fost vremurile. Context, că mama mea a ales să trăiască povestea ei, dar că eu pot să schimb și să trăiesc povestea mea în tocmai onorând ceea ce e în spatele meu. Și atunci nu e nevoie să duc mai departe un tipar care a fost de folos la un moment dat, dar care mie nu mi-a duce. Nu se potrivește, da. Și când zic nu mi se potrivește, nu e din zona de excludere judecată, ci e din zona de a trăi propriul meu adevăr. Plus că trăim alte vremuri și poate să nu se potrivească din perspectiva faptului că sunt pur și simplu alți factori prezenți. Uite, o ultimă întrebare. Ați vorbit despre relația fetei cu mama, bunica, și a băiatului cu tata, bunicul. Dar legătura fetei cu tatăl sau bunicii pe linia paternă, unde se situează? Se situează în sistemul familiar din care face parte fiica sau nepoata și a vedea că fiica sa, fiica, e posibil să... De ce? Nici nu vreau să mă duc în zona întotdeauna, niciodată. Ci... Nu există așa ceva, că da, nu suntem toți trași la indigo ca să zicem exact. Întotdeauna. Cum alegem? Cum ne alegem noi partenerii? Partenerii de obicei ne alegem ca tata sau total opus lui. Sau ca la șablonul cam acolo rămâne. Da? Deci tot acolo ajungem. Tot la modelul masculin. Da? Și m-aș uita la bărbatul de lângă mine pe care l-am. De cele mai multe ori, chiar și când fac terapii de cuplu, ajungem la concluzia aceasta. Apoi de fiecare dată îi spun partenerului meu: în situația asta ești ca taică-mi. Și oricât de mult am fugit de asta, acum ești ca bunicul. Sau diverse dinamici, da? E firesc să fie așa, pentru că suntem loiali tabloului pe care îl cunoaștem, familiarului din noi, da? Și ajungem să ne creăm propria viață în funcție de ceea ce... Și am trăit în spate, da. Conștientul nostru cunoaște. Mă duc într-un loc acolo unde mi este familiar mie. Tot ceea ce nu mi este cunoscut, dacă vine către mine, eu voi dori să recreez scenariul pe care eu îl cunosc. Și atunci e nevoie să identific în primul rând ce fel de bărbat atrag lângă mine, de exemplu. Dacă vreau să schimb tiparul, nu mă duc către bărbat și îi spun schimbă-te, ci mă uit la ceea ce se repetă în viața mea. La faptul că poate de fiecare dată când am o relație de cuplu, eu sunt cea care închide relația. Păi e ceva care mă face să închid relația. De ce nu rămân în continuare să văd care e dedesubtul, de fapt? De ce mă duc în zona de a respinge, de a nu vrea să văd acel ceva? Da? Adică sunt multe aspecte pe care le putem nu înțelege mental, ci conștientiza, și odată ce conștientizăm niște lucruri, putem să vindecăm acele aspecte. Dar dacă nu ne uităm la ele, nu avem de unde să știm că ele există și atunci mergem mai departe prin viață, exact cum am zis, copy-paste. Da? Deci și de asta ar fi indicat să vină oamenii la un eveniment de constelații pentru a vedea că legile astea ale iubirii aduse în fața noastră de către Bert Hellinger, atunci când nu sunt
manifestate din locul lor de ordine, se produc mari încurcături sistemice. Și atunci asta ne afectează viața pe deplin, atât nouă, cât și celor care vin după noi. Și de fiecare dată, toți oamenii cu care lucrez și care vin la constelații vin din zona în care, ok, am înțeles, eu am trăit povestea mamei, a bunicii, dar n-aș vrea ca copilul meu să trăiască la fel. Deci dacă vrei să faci un bine pentru cei care vin după tine, lucrează-te pe tine ca să le lași mai liber spațiilor de manifestare. N-ai cum sau un bagaj mai mic. Da, n-ai cum să rezolvi bagajul umanității, dar poți să faci un pas către a trăi mai în echilibru, mai în așezare, mai în armonie, mai în pace cu părinții, astfel încât să-ți aduci aminte că dacă tu acum ești părinte, copilul tău ia de la tine tot. Așa cum vezi tu viața, ajunge și la el. Și el, din loialitatea față de tine, se va manifesta într-un fel. Și atunci întrebarea este, ce fac eu pentru mine ca să-mi fie mai ușor, ca viața pe care o trăiesc să-mi fie mai ușoară, mai liberă de poveri, și ce fac și pentru copil? Oricum e la pachet. Da? Odată oricum ce faci pentru tine, faci și pentru copil. Da, da, da. Și atunci, de fapt, rolul constelațiilor, de fapt, beneficiul constelațiilor înseamnă că să ne imaginăm că eu sunt un cont de lumină, nu eu. Fiecare dintre noi suntem un cont de lumină, da? Care este conectat la arbore. Păi lumina din mine pătrunde și la părinții mei, se duce mai departe și către copiii mei și către tot ceea ce aparține arborului din care eu fac parte. Și de ajuns ca eu să fiu pe locul meu de drept în sistemul meu, pentru că dacă eu mă scot de pe locul de a fi mama mamei mele și mă pun pe locul meu de drept, de fiica mamei mele, de fiica părinților mei, totul se repoziționează. Nici copilul meu nu va mai fi părintele meu, nici eu nu voi mai fi mama mamei, ci totul se așează într-o curgere firească și fiecare e la locul lui. Adică, știi ce vorbeam, forma aia stabilă de trei, da? Exact. Ne imaginăm că toate laturile sunt în echilibru și fiecare e pe locul lui. Dar atunci când o latură pică, toate se dărâmă. Uite, aș vrea să încheiem prin a spune celor care ne urmăresc unde pot descoperi evenimentul din acest weekend, da? Pe alexaevent.ro pot intra și pot să se înscrie, să achiziționeze evenimentul. Se va oferi și înregistrare doar celor care participă în momentul de față în weekend pentru a relua, pentru că sunt sigură că vor fi foarte multe informații care necesită reluate, că știi cum e, se așează acolo schema cognitivă și toate celelalte și emoțională și așa mai departe. Și aș vrea să îți mulțumesc pentru foarte multe informații, adică și chiar dacă nu vin în weekend, deja pot să lucreze și să înțeleagă măcar două idei, trei idei dacă pleacă din acest interviu, sunt sigură că pot să-și îmbunătățească viața. Și îți mulțumesc pentru dăruire și pentru că ai spus practic poate lucruri care le-ai fi spus într-un curs până la urmă. Dar da, doar că la cursuri e și parte practică. E partea practică, lucrăm și altceva acolo și e mult mai vast, bineînțeles. Spațiul de conținere emoțională își dezvoltă fiecare tema de lucru, conștientizează și pur și simplu lucrurile încep să se schimbe. Super! Îți mulțumesc încă o dată și aș vrea să închei pentru că mi-a rămas ideea aceasta că fiecare este un cont de lumină și poate lumina atât viața celor care vor urma, cât și viața celor din spate. Dragilor, eu vă doresc o zi frumoasă în continuare și fiți voi lumina din arborele vostru, dacă pot spune așa. Așa să fie, Doamne ajută! Îți mulțumesc tare mult, Petra! Mulțumesc! Zi frumoasă tuturor! La fel!